Bună seara, doamnelor, domnilor, dragi telespectatori TVR Moldova, sunt Elena Guțu și vă invităm și de data aceasta la o călătorie poate pe urmele unei legende vii, fie că vorbim despre vinul autohton, turismul rural, tehnologiile viitorului sau despre un destin care are ca misiune promovarea acestora. Alături de noi este Diana Lazăr, director Industria Vitivinicolă și a Turismului, proiectul de competitivitate și reziliență rurală USAID, doctor în drept, dar și lector universitar. Bună seara, Diana! Bună seara! Diana Lazăr, crede în legende? Da. Așa. De unde a venit această credință? Poate inclusiv de la copilul Diana Lazăr. Da. Noi am crescut cu povești, generația noastră, și am crescut cu poezii pentru copii și am crescut inclusiv cu modele din care ne-am inspirat. De ce? Da, eu cred în legende. Chiar, iată, legenda la care ai făcut referire, o legendă vie, acea legendă în care, deci, au venit acești struguri zburători cu barzele albe și le-au lăsat, pe mine m-a fascinat când eram copil. Deci eu țin minte exact pagina din abecedar în care era desenată această cetate și niște barzi. Eu țin minte din edițiile respective. Și este una din legendele care cred că toți o știm, nu? De ce avem nevoie, poate, de acea doză de magie pe care o găsim, iată, în poveștile populare, inclusiv în viața noastră cotidiană, atunci când ne ciocnim fiind maturi cu realitatea? Păi, omenirea asta a făcut mereu, s-a inspirat din mituri sau le-a creat însă și a creat religii sau ulterior are apartenență la ele, s-au creat valori, o rețea de valori la care noi iarăși aderăm oarecum, pe baza acestor valori s-au edificat state sau federații de state, da? Din nou, deci ne întoarcem la ceea ce înseamnă de fapt esență pentru un om, ca o personalitate și esență pentru omenire ca și comunitate. Deci eu, ca și persoană, mă raliez foarte mult, dar uneori găsești aceste legende, cum ai spus și tu, vii lângă noi și cât este de frumos, știi că ești contemporan cu Eugen Doga, de exemplu, și te întâlnești cu el la evenimente și poți schimbi o vorbă. Sau mai ieri era alături de noi Grigore Vieru, da? Sau chiar și acum sunt unele care nu neapărat sunt niște legende notorii, dar însăși prin modelul lor de viață ne inspiră atât de mult și noi le regăsim și de la ele de fapt ne inspirăm și ne umplem de energie. Datorită poate căror mituri, căror legende, vinul autohton, dar și turismul rural a devenit o carte de vizită a Republicii Moldova în ultimii ani. Da, legenda despre care am spus este practic cea mai cunoscută, însă există mult mai multe legende în jurul vinului. Poate din cauza că vinul este partea împărtășanii și totuși neamul nostru a fost destul de religios de-a lungul timpului și a rezistat și în perioada asupririi otomane și în epoca sovietică și a perdurat oarecum această reziliență, da, spirituală, și vinul este acolo parte din această spiritualitate sau un element religios. Dar cred că și faptul că vinul de fapt aduce împreună oamenii alături la acea masă rotundă, mică, pe trei deci piciorușe, și toată lumea stătea și cu un păhăruț de vin și alinau vorbele, și alinau durerile, făceau niște planuri, se uneau familii, se creșteau copii, se spuneau povețe și multe alte, poate se hotărau anumite probleme. Ne-aduc aminte, iată, era și legenda lui Petru Rareș, de exemplu, da, care spunea că cu ajutorul vinului a vindecat deci anumite persoane. Se spune că însăși zeul Dionisos s-a primblat pe pământurile noastre. Știm despre faptul că în teritoriul Republicii Moldova a fost acea excepțională civilizație cucuteni, despre care cunoaștem atât de puțin și despre care nu cred că ar putea să o conceptualizăm fără să fi fost și vinul oarecum parte, așa cum era atunci cu 2500 de ani în urmă.
De aceea eu cred că ele se regăsesc iată așa și până la urmă fiecare dintre noi își găsește legenda aceea în care crede și la care se asociază. De aceea noi spunem când am creat brandul de țară împreună cu colegii, cu experții, vinul Moldovei, nu poți să-l spui într-un cuvânt și am găsit cuvântul legendă, iar când citim poziționarea sau manifestul brandului de țară, vinul Moldovei, la sfârșit se termină că și este susținut de legende în care noi cu toții ne regăsim. Fiecare dintre noi face parte din poveste. Vorbiți cu multă pasiune despre această retorică a vinului, poate, a turismului, inclusiv în spațiul public. Vă invităm să urmărim câteva declarații de la Obiectiv Comun, de la TVR Moldova, dar și din spațiul public despre aceste mesaje. Atunci când toată lumea suferă, trebuie să ne înțelegem reciproc și suferă și oamenii care nu pot să-și vândă strugurii, poate la prețurile care își le doresc sau în cantitățile care își le doresc, dar suferă și vinificatorii care nu pot și nu au reușit să-și vândă toate produsele și suferă și cei care nu primesc turiști pentru că sperau că o să fie o redresare a turismului în acest an. Dar în același timp vreau să readuc la acest subiect de reziliență. Vinul Moldovei este, desigur, produsul nostru național, dar este și o pasăre Phoenix a economiei naționale. Noi o vedem redresată, de fiecare dată se renaște și poate prin această prezență record, cum spunea colega mea, în Piața Mare Internațională arată acest manifest că noi nu ne dăm, noi suntem aici, noi suntem mai mulți și avem ambiții de a continua în așa, într-o recuperare cât mai rapidă, sperăm noi. După experiența de la expozițiile internaționale, desigur că foarte mulți jurnaliști, lideri de opinie, se opreau mai mult timp anume la cel mic. De ce? Pentru că un producător mic își permite să experimenteze, să facă anumite inovații la nivel de produs. Și iarăși, la vernisajul vinului veți vedea un alt fruct al colaborării noastre cu ONVV, care iese din programul acesta de mentorat pentru micii producători. Deci vom avea 4 mici producători care în premieră absolută își vor prezenta vinurile la vernisajul vinului, ceea ce este absolut inedit. Sigur că pilonul central este cultura, tradiția, istoria, ceea ce ne face să ne autoidentificăm pe plan internațional, dar din punct de vedere economic este foarte important să putem să obținem acele beneficii care ar conduce la anumite transformări social-economice pe plan local. Republica Moldova ca industrie vitivinicolă arată un parcurs de evoluție de la cantitate spre calitate și de la pieți cu valoare joasă spre pieți competitive cu valoare adăugată înaltă. Iată, aceasta este de fapt vectorul spre care se îndreaptă și tinde această industrie, pentru că noi trebuie să rămânem competitivi, noi trebuie să producem valoare. Industria reprezintă 7% din exporturile Republicii Moldova, chiar dacă este mai puțin decât 3% în PIB față de cele 20% până la embargoul rusesc, totuși avem peste 200.000 de persoane care își câștigă veniturile și își hrănesc familiile datorită acestei industrii. Constatăm necesare investiții în domeniul implementării senzorilor mobili și stațiilor de transmisiune de date prin radiofrecvențe, a stării climei, a sistemelor informaționale pentru o agricultură de precizie, inclusiv pentru utilizarea cu precizie a fertilizanților, a materialelor de protecție a plantelor. Proiectul de competitivitate al USA și al Guvernului Suediei în Republica Moldova consideră că pe această piață este necesar de a investi în promovarea Republicii Moldova pentru a crește notorietatea țării noastre ca producător de vinuri de calitate, cu o istorie bogată și cu o diversitate care place consumatorului chinez. Când a început pentru dumneavoastră această pasiune pentru vinificație? Se făcea vin acasă la mingir? Da, se făcea, pentru că mingirea este în regiunea Codru, chiar un pic spre partea de sud, așa, alături de regiunea Valului Traian, și se făcea vin. Era chiar o regiune foarte recunoscută. Raionul Hâncești, de fapt, era cel mai mare producător de vin, așa numit materie primă pentru spumante. Deci vinul a fost parte din tot ce am văzut în jurul meu, în sat. Cu ce ochi poate privește astăzi Iana Lazăr acel vin pe care îl regăsește acasă, după ce
Bănuim că sunteți deja și un consumator elitist și pe lângă vinurile din Republica Moldova le-ați văzut și pe altele ale altor țări. Păi, vinul cel la care mă refer acum și care până la urmă este, mă refer la vinul țărănesc, așa numit în Moldova. Este sursa acestui patrimoniu sau acestei istorii pe care noi am moștenit-o. Aceasta nu înseamnă că noi trebuie să ne limităm la felul în care se făcea vin 3.000 de ani în urmă sau 500 sau 100 de ani în urmă sau măcar 50 de ani în urmă. Noi trebuie să progresăm și noi am progresat. Deci dacă mă uit înapoi, desigur că ceea ce îmi place că a rămas și poate chiar s-a fortificat sau s-a transformat un pic este această mândrie față de acest produs și felul în care noi ca și moldoveni mergem în afara țării sau îl prezentăm acest produs oaspeților noștri sau chiar uneori vecinilor noștri sau acum noi fiind mai elitiști spunem, da, știi despre acest vin, eu singură sunt surprinsă câte ori, de multe ori de colegii mei, deja sunt vinuri care nici eu nu mai țin pasul să le știu pe toate, de aceea mă uit cu mândrie de fapt la tot ce s-a făcut și cum am știut să învățăm din greșeli. În acest exercițiu, care poate era să fie destinul vinului autohton dacă Republica Moldova nu era să aibă parte de acea susținere a partenerilor externi? Nu putem să spunem ce ar fi fost dacă n-ar fi fost. Știu sigur că până la urmă un partener este alături să te însoțească într-o cale de dezvoltare, dar nu se poate așeza în locul tău să conducă această mașină. Până la urmă, acest lucru o fac oamenii din Moldova și eu oarecum sunt la mijloc aici pentru că eu sunt din Moldova și sunt foarte mult... Am această apartenență, dar în același timp lucrez și pentru partenerii străini, speță pentru agenția SUA pentru dezvoltare internațională, deja de mai mult de 10 ani, da? Dar eu sunt foarte mult apreciativă și trebuie să dăm această apreciere oamenilor din aceste domenii, pentru că noi am dovedit că se poate. În industria vinului s-a demonstrat că acest model de succes, dar și avem alte industrii la fel de potente, la fel de interesante, industria IT care, iată, pe un alt model, dar de asemenea este o cale de succes, mai ales pentru tineri. Industria turismului ca un puternic motor de reziliență rurală și de păstrare a tradițiilor noastre. De aceea modelele trebuie doar căutate și să ne inspire, la fel ca și legende. Ați folosit de mai multe ori cuvântul oameni ca la leitmotiv și încercați, într-adevăr, în toate aceste legende să puneți omul, inclusiv în centru. Întrebarea ar fi cât de autentici sunt oamenii din Republica Moldova, poate în această Europa globalizată și cum noi ar trebui să valorificăm aceste urme de autenticitate? Moldova este autentică, în primul rând, prin oamenii săi. Și noi avem, practic, o pătrime din Moldova, da? Care acum se află peste hotare, diaspora noastră. Și ei s-au diferențiat dintre toate alte minorități sau grupuri din diaspora altor țări, inclusiv din regiune, din proximitatea noastră, inclusiv conaționalii noștri sau cetățenii din România cu care suntem, de fapt, împărtășim aceeași limbă și multe din tradițiile sunt absolut comune. Dar iată, moldovenii s-au făcut oarecum remarcați. Că sunt harnici, că sunt tradiționaliști, că sunt în familie, că le place să petreacă, da? Petrecăreți, că trimit tot felul de bunătăsări rudelor. De aceea, eu cred că această autenticitate noi o avem prin educație, prin tradițiile noastre, prin cultura pe care o împărtășim. Și ea este, de fapt, bogăția noastră. Asta încercăm să valorificăm prin oferta unică de țară în industria turismului. Ne aducem aminte cele mai recunoscute, cea mai cunoscută campanie de promovare locală, dar mai ales pe extern, Be Our Guest, fii oaspetele nostru. S-a axat exact pe această autenticitate și felul nostru de a fi așa cum suntem, de a fi deschiși, dar în același timp să punem accent pe ceea ce este frumos și ne aducem aminte acel clip, da, cu o persoană care semăna foarte mult cu acel actor american Brad Pitt și care a fost surprins perindându-se printr-un sat din Moldova,
așa pierdut parcă, s-a regăsit până la urmă, pus la masă, primit cu toată deschiderea. Iată, această autenticitate, de fapt, noi o avem și pe lângă altele, poate, care sunt mai puțin plăcute și tot ne sunt proprii și nouă, am putea să punem mai mult focus pe ele și mai mult atenție, să le remarcăm și ulterior să le păstrăm. Despre tradiții, dar poate și mai exemplificat despre nunți, despre botezuri, cu ce ochi le privesc străinii? Deci, pe parcursul ultimelor ani, cred că am găzduit mai mult de 300-400 de blogger, jurnaliști, somelieri din străinătate, dar foarte mulți jurnaliști mai ales. Și am avut odată o ocazie când am dus, de fapt, jurnaliștii din Italia la o cumătrie și la un botez. Eu am organizat prin tot o jurnalistă, o colegă de-a voastră, de la o televiziune locală și boteza sau era implicată în acest botez și mi-a facilitat accesul acestor jurnaliști de la o revistă foarte cunoscută din Italia, chiar un post TV, cu post TV. Și după asta jurnalista a ieșit de acolo plângând. Deci a plâns în acel botez pentru că a fost atât de emoționată de tot ce se întâmpla acolo și cât era totul de frumos și era bine și probabil spațiul din biserică a emoționat-o și aceste crâjme care le țineau toată lumea și lumânarea și tot simbolismul din jurul și vinul și uleiul și pâinea. Deci a ieșit, chiar plângea și mi-a spus un mare mulțumesc, a zis că iată, în acele o oră jumătate i-a înțeles ce este Moldova. Vorbiți despre aceste lucruri cu atâta pasiune încât oferă putere. Dacă întoarcem busola anume spre Diana Lazar, atunci când ați plecat în Franța, la studii, erați conștientă de această putere pe care o reluați de aici, de la Mincir, de Republica Moldova, de la oamenii de aici? Nu știam, eram mai mult taxat pe mondializare, deci atunci probabil că era acel sentiment care încălmăiau mulți și este propriu mai ales tinerilor. În Moldova totul este rău, nimic nu este bun, trebuie să mergem să învățăm pentru că la ei este bine și trebuie să aducem tot ce este bine, dar fiind într-un mediu mai mult timp, în special, eu am fost în Franța, am locuit mai mult timp, dar și mi-era foarte aproape Franța pentru că o studiasem foarte mult, am înțeles de fapt că noi avem foarte multă bogăție, foarte multe tradiții, fiind acolo și explicând colegilor mei care veneau și ei din familie, deținătoare de șatouri în Bordeaux, în cele mai bune cruuri, da, și așa mai departe, și înțelegeam că, de fapt, noi suntem exact la fel, deci nu avem absolut niciun, nu era niciun complex, eu nu am avut niciun complex că sunt din Moldova. Invers, mi-am dat seama acolo că, de fapt, noi suntem, putem să mergem cu cap sus, pentru că suntem și bine educați și avem și o cultură generală și suntem foarte bine pregătiți și avem capacitate să concurăm. Dar care a fost intenția pentru care ați plecat în Franța? Eu numai absolvisem facultatea de drept și de fapt am încercat la acest masterat, este un masterat, un gen de MBA în domeniul vinului și am încercat prima oară, nu mi-a reușit și m-am ambiționat a doua oară, pentru că prima oară am fost înregistrată, dar nu aveam o bursă și nu puteam să-mi permit să-mi finanțez studiile, după care am obținut această bursă și am plecat. Dorința mea a fost să merg să fac ceva deosebit. Deci, deja eu făcusem dreptul, știam foarte bine, plus minus mă așteptam ce aș fi făcut în cariera mea juridică, dar nu prea, să zic, nu mi-era suficient, vreau ceva un pic mai specializat, mai nișat și atunci pentru mine a fost foarte curios când la o ședință, și acum țin minte, la USM, veniseră niște profesori de la această universitate din Bordeaux și au vorbit despre acest masterat printre altele. Și atunci eram în sala mare a bibliotecii de la USM din blocul 4 și atunci m-am gândit, zic, eu vreau la acest masterat. Da. A fost așa un moment poate de proveniență despre câteva file din cursul dumneavoastră profesional și inclusiv ceea ce ați făcut în Franța, vă invit să le arătăm și telespectatorilor în câteva file din CV. Directorul proiectului de competitivitate al USAID Moldova, Diana Lazar, s-a născut la 24 septembrie 1981 în satul Mingir,
raionul Hâncești. A absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. În 2003 devine secretarul primei curs de arbitraj comercial internațional din Republica Moldova. Un an mai târziu obține masteratul în drept, economie și management în industria vitivinicolă în cadrul Universității Montesquieu Bordeaux din Franța. Este magistru în drept internațional și activează ca lector în cadrul Departamentului Drept Internațional și European al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. În decursul ultimilor ani este o promotoare a reformelor în domeniul industriei vitivinicole și a turismului în Republica Moldova. În 2018 a devenit omul anului la capitolul proiecte de dezvoltare. În viață se ghidează după câteva principii. Muncește de parcă nu ar avea nevoie de bani, iubește de parcă nu a fost rănită vreodată și profită de viață, așa cum ar fi unica și ultima. Admiră simplitatea, înțelepciunea și o impresionează excelența. Acolo scrie așa, în viață se dichează după câteva principii, muncește de parcă nu ar avea nevoie de bani, iubește de parcă nu a fost rănită vreodată și profită de viața așa ca și cum ar fi unica și ultima. Ați fost rănită vreodată? Noi toți am avut diverse răni, da. Cele mai mari răni sunt și cele care ne schimbă cel mai mult? Da, ne schimbă, dar ne învață foarte multe. Nu cred că este o schimbare înspre bine sau înspre rău. Este mai mult o transformare, o corectare, o învățare. În aceste transformări, dar și mai mult, în această călătorie a vieții, poate, Mingir, Chișinău, Bordeaux, din nou Chișinău, cât de mult ați fost însoțită de familie? Mereu. Mereu am fost. Când am fost în Bordeaux, nu era încă, nu era Skype atât de dezvoltat, deci asta a fost până la Facebook. Și respectiv vorbeam foarte rar la telefon. Deci atunci am simțit foarte mult dependența, de fapt, cât de important să ai această conexiune cu familia. Până atunci, oarecum, știam că este și nu tare conștientizam acest lucru. Cât de mult poate v-a schimbat și maternitatea? Da, deci în primul rând maternitatea te disciplinează, te face să conștientizezi cât de mult rolul tău este responsabil, deci te responsabilizează și în același timp te inspiră sau îți dă un drive, îți dă o energie extraordinară, încât desigur că poți să reușești chiar mult mai multe decât înainte, când parcă ar fi fost mai mult timp liber, mai mult timp disponibil. De aceea eu cred că, iată, sub acest aspect, pentru mine, faptul că sunt mamă, mi-au schimbat sau mi-au îmbogățit, poate, personalitatea în felul ăsta. Mama Diana Lazar a ținut să povestească, să spună aceleași povești fetelor pe care le-a auzit în copilărie, poate aceleași legende? Nu, de asta s-au ocupat bunii. Ei le-au spus poveștile respective. Eu le-am citit poate alte povești. Îmi plac și poveștile scrise de, chiar de autori, autoare contemporane nouă, ceva din ceea ce noi trăim astăzi, inclusiv unele povești televizate sau, da, inspirate din aceste caractere arhicunoscute. De aceea, în felul ăsta, noi ne completăm ca și generație, pentru că și mie, când eram eu copil, nu îmi spuneau bunii aceleași povești ca și părinții. În visiunea dumneavoastră, poate portretul țăranului nostru contemporan este într-o cădere liberă sau nu? Nu este într-o cădere liberă, pentru că țăranul este în fiecare din noi. Noi știm, da, veșnicia s-a născut la sat, noi totuși am avut o societate puternic ruralizată. Eu nu cred că în Chișinău sunt foarte mult, mai mult de jumătate din chișinăuieni, probabil dacă sunt chișinăuieni la a doua generație, dar nu mai mult. Deci toți noi suntem țărani în suflet și trebuie să ne mândrim, oricum să regăsim acest lucru. Ce înseamnă să fii țăran în sensul iată lui Sadoveanu sau creangă sau, da, să ne uităm la Baltag, de exemplu. Este această tenacitate, este această mândrie personală, dar ea este alimentată de felul de a fi autonom, harnic, de a putea controla cursul vieții, răspunde provocărilor, dar și de a produce. Omul care produce este un om, este un creator.
Și când tu produci ceva, ai acest sentiment de a naște, da? Deci de naștere, de a da viață. Și fiind țăra, de fapt asta și este, pentru că ciclul vegetal, să zicem așa, el îi făcea de fiecare dată, iată, să producă, să nască, să ajungă la apogeu, după care hiberna un pic, da? Iar această viață țărană. Deci eu cred că noi avem în noi, nu este încădere liberă. Avem un fenomen prin care au trecut toate statele din Europa și se va trece în continuare. Este altceva, este cum captăm aceasta și cum o păstrăm. Cu regret în sate noi avem o transformare a populației, ei nu mai sunt doar țărani, ei există poate o degradare la nivel de cultură civică, de cultură generală, în general, da? De nivel de învățare, aici avem de lucru. Dar ce părere aveți anume despre această intenție a noastră de a absorbi sărbătorile străine, tradiții străine? Ne pierdem din patrimoniul propriu, ne pierdem din acea viață autentică a celui țăral idilic, al lui Ion, al lui Rebrean? Ne mondializăm în felul ăsta. Noi ne integrăm și ne interconectăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru și este inevitabil. Asta se întâmplă și în Singapore și se întâmplă și în Nigeria. Deci se întâmplă pretutindeni și normal se întâmplă în Moldova. Din nou, o să fiu repetitivă, dar mie îmi pare că alături, având ambele sărbători, spre spunem Sfântul Andrei, care are o conotație, da, similară, de exemplu, nu știu, sărbătorilor americane, da, de ce nu? De ce nu? Să devenim mai bogați, atât timp cât nu pierdem ceea ce ne definește pe noi. Care este rolul tehnologiilor viitorului în această menținere a, inclusiv și a matricii noastre, această simbioză dintre viitor, trecut și prezent? Deci tehnologiile viitorului sunt un limbaj, așa, de fapt, prin care noi transpunem ceea ce am moștenit, ceea ce am primit din generațiile trecute, dar într-un limbaj accesibil noi generații, care este mult mai accesibil. Deci să ne uităm, poveștile erau mai întâi șoptite la ureche, după care au fost scrise și citite, după care au fost desenate cu desene în cărți, după care au fost puse desene animate, da, multiplicate, după care au fost făcute filmulețe și așa mai departe. Este și normal. Deci această gamification, da, această tendință de a pune totul în arta jocului, de exemplu. De asemenea, este un model prin care noi putem să ne inspirăm din vechile noastre jocuri pe care le jucam când eram copii, da, nu știu, de avați ascunsele sau altele. Plus, prin tehnologiile noi putem să fim din nou diferiți, pentru că tehnologia este un limbaj, dar ceea ce spui te definește și asta este valoarea adăugată. Asta și a doar a copia te asimilează și atunci tu nu mai ești competitiv pe plan extern. Este exact ceea ce se face actualmente de industria creativă, de a spori această dezvoltare de produse creative în Moldova. Nu doar să utilizăm tehnologiile și să facem pentru cineva, dar să ne gândim noi, să dezvoltăm noi aceste filme, aceste desene animate, aceste jocuri, de ce nu inspirate din tradițiile locale. Și exact asta eu cred că este și calea pe care se merge actualmente. Despre tradițiile locale, dar și mai mult despre viața satului sau perioada școlii. Dacă ne-am întoarce, de fapt, în școală, menționați pe undeva că organizați evenimente, concerte, activități extracurriculare și erați pasionată de poezie. Vă place opera lui Eminescu și Matkovski, atât pentru poezia de dragoste, cât și pentru poezia patriotică. Ce ați luat, poate, peste ani din acele poezii ale lui Eminescu, ale lui Matkovski? Profunzimea, esența, iată, despre care spuneam mai sus, ce este esențial ca și valori, ca și trăsături de caracter, prin anumite caractere pe care le-am regăsit acolo. Am luat această bogăție că noi totuși avem cu ce. Deci noi avem cu ce. Noi suntem un popor, chiar dacă ne uităm la cultura românească larg, da, la tot sensul larg spațiului pan-românesc, noi suntem atât de bogați, atât de unici. Deci asta ne face să ne autodefinim și să simțim că identitatea noastră contează pe plan global sau regional. Iar la nivel, atunci când eram copil, asta îmi dădea un sentiment al descoperirii. Deci eu mi-aduc aminte, de exemplu, prima dată când am înțeles poezia lui Matkovski, Îngerii Roșii. A scris această poezie lungă, așa o baladă, oarecum
sunt profund patriotică, dar în același timp profundă și ca autor s-a regăsit, el s-a expus însă și despre viața sa, despre nomenclatură, despre tot ce era deci în perioada respectivă și bine, eu n-am înțeles, dar cu mai mulți ani am înțeles atât de mult și mi-aduc aminte emoția acelei clipe când eu pentru mine am înțeles ce el a vrut să spun. De ce noi ne descoperim poate și pe noi prin aceste opere. Cine sunt astăzi poeții, scriitorii contemporani pe care ai citiți? Îmi place foarte mult Emilian Glaicu Pălmun, îmi place Paula Erizanu foarte mult, îmi place ce scrie Tatiana Țibuleac, Oleg Serebrean, deci din cei care sunt în spațiul nostru. Sunt trebuie să fim mândri de fapt, de că suntem contemporani cu ei. Cred că noi mai mult trebuie să studiem, iată, acești autori. Dar ce este succesul în viziunea dumneavoastră? Este un lucru la care se lucrează și atât, se dobândește, sau este un fel de punct și de la capăt? Succesul este o percepție, percepție a noastră, a individului propriu zis, dar și a percepției celor din jur despre individul respectiv. Deci, uneori, succesul nu este altceva decât o chimeră, este ceva foarte abstract, este, de fapt, un concept care foarte mult complexează și provoacă foarte multe, poate chiar și crize de personalitate, multor oameni care sunt în această goană a unui succes efemer, fără a înțelege care este, de fapt, traiectoria sa, care este rolul său în societate, în viața sa proprie, mai întâi, și ulterior în socium în care el activează. Deci, eu cred că succesul este mai mult o chimeră, o percepție. Ceea ce contează este, de fapt, sentimentul de împlinire pe care noi îl avem, în care noi simțim că noi am făcut un lucru în care noi am depus suflet, am depus efort, am reușit cât am putut, am învățat ceva, ne-am corectat, am mișcat lucrurile înainte. Și acest sentiment de împlinire, de fapt, este ceea ce te motivează să mergi înainte. Nu succesul. Ce este succes? Faptul că sunt la voi invitată la emisiune, cineva ar spune că este un rezultat al succesului. Nu știu dacă aceasta este exact. Dar care este contribuția prietenilor, prieteniilor, oamenilor în această doză de împlinire pe care o are Diana Lazar? Exact aici rolul oamenilor este foarte mare, pentru că totul se face cu oameni. Nicio idee nu ajunge să fie realizată atâta timp cât în ea nu cred mai mult decât unul. Deci trebuie să creadă măcar doi în ea. Iar în profilul activității mele am acest rol de a convinge, de a motiva continuu. Lucrez în echipe foarte interesante, diverse, din divers mediu. De aceea, probabil că tot despre ce ați vorbit astăzi și în care eu am fost implicată este, de fapt, rodul acestui lucru de echipă. Noi avem câteva păreri despre dumneavoastră, de la oamenii care fac parte din viața Dianei Lazar. Ce mesaje v-au transmis? Atenție la ecran! Chiar din clasa primară s-a manifestat niște aptitudini de organizator, că doamna învățătoare, într-un rând, fiind chemată la doamna director, i-a reușit chiar să-și pui un spectacol acolo cu copii, s-a mirat că zice, uite, ea a ocupat toți copiii. În clasele mari a învățat bine, în toate clasele. În general, este o fată foarte calculată în timp. Toate activitățile pe care le avea, participa și în cercul de dansuri, cercul etnofolcloric, mai avea încă o funcție de a fi președintele Senatului, organiza unele măsuri culturale în zilele de odihnă, era un ajutor de nădejde a directorului educativ, fiindcă se baza pe foarte multe activități pe care le organiza. Avea așa aventuri. Atunci când o să supere, că spun, atunci când a cules toți harbușii din grădină și a grămădit grămadă cu toată mahalaua, după când tata i-a găsit, i-a pus să-i mănânci, că erau verzi. Și deoarece mahala erau mai mulți băieți, se juca mai mult cu băieții, avea jocuri de, la stradă, în drum, ca cu toți copiii de la țară. Nu știm că ea le reușește pe toate, nu știm că ea este lider,
așa simțul acesta de liderism mi l-a dezvoltat tata, tata tot timpul îi spunea că trebuie să fii lider în toate și cu o responsabilitate deosebită, să le reușească pe toate. De asta știm că le faci, ne mândrim cu rezultatele pe care le are, ne bucurăm, muncește mult, le reușește și acasă. Poate mai rămân nefăcute, dar cred că sunt lucruri mici. Aflându-ne odată în Palatul Național, la omagiere a vestitului prozator, scriitor Dumitru Matkovski, ea, știind multe din poeziile dumnealui, vroia să ridici pe scenă ca să recite și să arăte că și ea știe și cunoaște literatura și scrierile lui Dumitru Matkovski. Mergea cu mine în câmp, în plantanțele de vii, unde vedeau, mai ales vara, când se făceau operațiunile în verde, lucrări, și sătenii care mă văd și mă cunosc, de unde am lucrat eu în satul Pășcani, o știau că vine directorul, cum mă numeau, cu fetița care întotdeauna avea atitudine că să meargă din urma mea să vadă și grăiesc eu cu oamenii și le lămuresc cum vorbesc și ea întotdeauna participa în vie. Vine regulat la noi, noi așteptăm cu plăcere, fiindcă de acum fiind la pensie, vrem să aflăm și noutățile. Eu mai ales din ramura viniculă. Ce conducători mai sunt, că îi știam pe mare majoritate a vinificatorilor din Republică, ce rezultate obțin dacă participă la concursuri și medalii ocupă și aduc acasă. Și ne plăcere, dar mama întotdeauna sfărăie pe lângă cuptor ca să facă plăcinte de cele alese de care le plac lor. Și nu numai lor, dar și oaspeților care vin câteodată cu ea, câteodată ne vizitează și știi că la mijir, la familia Lazar să faci plăcinte învârtite, cum spun, care se ascunde brânza bine. Există în viață oameni care nu sunt și când apar, iată, ai senzația că omul ăsta îl știi de o viață. Deci este omul pe care îl cunoști pentru că acționează exact în spiritul valorilor pe care le ai tu. Și Diana este exact acel om. Am cunoscut-o în activând, da? în cadrul comunicării, că fiind specialist de comunicare, cumva ne-am intersectat într-un moment, într-un proiect foarte important pentru Republica Moldova și era vorba despre Wine of Moldova. Și Diana, pentru, hai să zic așa, pentru o primă întâlnire a făcut o impresie extraordinară, impresie care pe parcurs n-a lăsat deloc să se dărâme, din contra, a crescut. Diana are o valoare incontestabilă în tot ceea ce înseamnă Wine of Moldova și respectiv eram cu acea impresie de wow, cum ăsta are atâta expertiză și atâția ani în spate și atâta voință și putere să răstoarne munții și să poată să facă proiecte de anvergură, ceea ce a și făcut pentru domeniul vitivinicol. Cel mai mult, de fapt, mă bucură că partea profesională e clar, deci este indubitabil că este un expert în E mare. Dar am ajuns să ne interconectăm personal. Ne-am conectat inclusiv cu familiile și eu m-am apropiat mult mai mult de Diana, cea simplă, pură, curată, adevărată și foarte și foarte sensibilă. Omul puternic, titanul, da, care stătea și coagula atmosferii din domeniul vitivinicol, într-un moment s-a transformat într-un omuleț foarte cald, într-o gospodină veritabilă, într-un om extraordinar de sufletist, prietenos și foarte și foarte cald. Și eu mă bucur enorm că există în viața mea așa oameni ca Diana Lazar, pentru că ei sunt exact, știți, ca luceafărul ăla pentru care, după care mergi sau te călăuzești, pentru că de adevărat le întâlnești, Dumnezeu îți trimite oameni de la care să ai ce să înveți. Și eu am învățat foarte multe de la Diana și eu o spun cu tremur în voce și cu lacrimi în ochi că Diana pentru mine a fost și este un exemplu. Îmi face deosebită plăcere să vorbesc despre Diana Lazar. Este absolventa Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, filiera francofonă, este doctor în drept.
Pe parcursul anilor am urmărit ascensiunea profesională a Dianei. Am avut onoarea să ghidez activitatea de cercetare în cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice, tema de cercetare fiind eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958. Diana este autor a mai multor publicații științifice, demonstrând adevărate valențe pentru activitatea de cercetare, claritatea gândirii și argumentării juridice. Este o persoană inteligentă, elevată, cu adevărate valori înrădăcinate în modul de a fi, de a cohabita cu cei din jur, de a promova știința, cultura, dar și vinul moldovenesc. În prezent este cadru didactic la Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept al Universității de Stat din Moldova. Și în persoana dânsii sunt sigură că studenții au un model de ținută academică care merită a fi urmat. Universitatea de Stat din Moldova se declară mândră de absolvenții săi. Îi doresc Dianei noi culmi atinse în activitatea profesională, să păstreze acel spirit inovativ și dorința de a schimba lucrurile în bine în Republica Moldova. Câteva mesaje. Cât de ușor Diana Lazar își face prieteni? A fost atât de emoționant. Vreau să mulțumesc deci tuturor. Este într-adevăr foarte emoționant să auzi despre tine dintr-o parte. Desigur că este și flatant, dar da, mi-am dat seama acum, gândul mi-a venit cât de bogat sunt și cât de norocoasă, având atâția oameni buni alături de mine. Ce înseamnă prieteni? Nu știu, eu probabil că am o foarte bună relație și conexiune cu oamenii și uneori foarte rapid trec la poate discuții mai amicale și eticheta spune că nu totdeauna asta este bine, dar o fac conform simțului și ce resimt eu. Am destul de mulți prieteni, cred eu, dar în același timp am puțini foarte apropiați. Iată așa. Ați pierdut vreodată prieteni din cauza viziunilor? Da, am avut așa discuții, care după asta probabil că nu i-am pierdut, dar mai puțin am intersectat, pentru că sunt anumite, totuși, limite. Deci sunt anumite limite peste care eu nu pot să trec, ci țin chiar și de valori, să zic așa, mai în afara persoanelor noastre sau a modului nostru de viață, dar ce țin de, iată, apartenențe anumite, felul în care noi suntem inclusivi sau nu inclusivi, suntem deci, apreciativi față de alții sau nu. De aceea, da, mă îndepărtez de obicei de așa oameni. Este Diana Lazar omul compromisului? Da, sunt omul compromisului. Ultima părere cumva a fost inclusiv și despre ceea ce ați făcut în cadrul universității și despre limba franceză. Acest capitol, Franța, nu prea l-am discutat astăzi. Întrebarea ar fi, cum arată Franța prin ochii dumneavoastră? E la fel așa cum ați descoperit-o în manualele de franceză sau în filmele despre Franța? Da, eu am devenit deci îndrăgostită de Franța pentru că fiind în sat, îmi trebuia să fac altceva decât fac toți copiii. Nu știu, căutam permanent să mă duc pe altă cale, oarecum. Și m-am raliat, am avut noroc și de o profesoară foarte bună în școală și mi-a dat acest impuls și acces la tot ce înseamnă civilizație franceză. Visul meu a fost să ajung în Franța, am ajuns prima oară în 99, am mers la Consiliul Europei în Strasburg. Pe urmă am revenit de mai multe ori. Vreau să zic, prima oară când am mers la Paris, nu m-am urcat pe turnul Eiffel în mod voluntar. M-am uitat de jos la el și am zis, nu mă urc pentru că eu am să vin data viitoare și o să mă urc, pentru că știam că vreau să mai vin odată. Franța este o țară, este o civilizație, este o țară cu puternic, desigur, bagaj de diverse, da? Un patrimoniu extraordinar și asta este foarte atractiv și noi avem această similitudine, suntem francofoni, vedem acum și geopolitică de mult Franța face pentru țara noastră. Mie îmi place foarte mult Franța, îmi place și Italia, îmi plac și alte țări din zona mediteraneană, dar Franța este oricum țara de suflet, mă duc cel puțin o dată în an în Franța, îmi place să descoper noi regiuni, totdeauna ai ce descoperi. Franța este de fapt o oglindă a Europei și a lumii de astăzi, așa, inclusiv, multinațională,
dar în același timp axată pe familie, pe anumite valori, la care, din nou, noi și eu fac, mă raliez la ele. Are foarte bune vinuri, gastronomie, pentru mine asta este esențial, mă declar o hedonistă în sensul ăsta. Îmi place să mă primblu pur și simplu pe stradă, să simt pulsul, dar nu acolo unde merge toată lumea, pe străzi mai alăturate. Am sora mea care locuiește acolo, deci este o chemare permanentă. În același timp, pentru suflet nu a fost suficient și ați ales revenirea. Care au fost argumentele la acea etapă? Eu în Franța am reușit cu succes să mă afirm, cred, și în cadrul studiilor, și în cadrul profesional. Am avut contracte și colaborări, uneori ca stagiar, ulterior eram la început de cale, deci primele contracte de servicii, de consultanță cu din Biroul Național Interprofesional din Cognac, cu Comitetul Interprofesional din Champagne, deci relații cu anumite companii. Dar totuși vedeam că pot să fac mai mult, nu știu cum, acasă și am revenit, am avut și un contract care m-a adus acasă cu cineva din Franța și am venit atunci și pe urmă am decis să rămân pentru că a fost o chemare, probabil, nu știu de ce. Mama dumneavoastră a menționat despre faptul că sunteți și un lider născut. În viziunea dumneavoastră, care sunt acele calități pe care trebuie să le aibă un lider? Eu cred că noi învățăm ce înseamnă un lider. Cei ce era percepția mea a fi un lider când eram în școală și ulterior în studenție și în primii ani de carieră și care este acum a evoluționat destul de mult. Acum eu cred că acest rol este un rol destul de responsabil, de lider. Ține de faptul de a putea inspira și de a putea da o șansă mai multor oameni din jur. Nu este doar a seta și arăta că tu ești cel mai bun. Cei ce era, de fapt, când eram eu în școală, pentru mine asta era că trebuie să fiu cel mai bun și atunci eu o să fiu lider. Să fiu în față, să fac de toate. Acum înțeleg că rolul de lider este de a lua o poziție atunci când este cazul, de a îndemna colegii sau societatea, de a merge pe o anumită cale și de a da argumente, de a avea o poziție, să zic așa, inspirantă pentru cei din jur și să-i ajutăm, deci să ne ajutăm reciproc. Îmi pare că un lider care este mult în conexiune cu echipa sa, în primul rând, este un lider adevărat și care, de fapt, înțelege fiecare în ce constă talentul fiecăruia. Iată, pentru mine aceasta este foarte interesant, pentru că în echipele noastre noi suntem atât de diferiți, dar dacă noi lucrăm împreună și știm cine și la ce este bun, reușim atâtea proiecte interesante. Și eu, la rândul meu, am avut parte de lideri foarte inspiraționali de la care eu m-am lipsit. Deci nu doar noi trebuie să fim lideri, trebuie să ne uităm la liderii din jurul nostru și să învățăm și de la ei. Dacă facem un exercițiu, poate, și vorbim despre Diana Lazar la persoana a treia, nu personală, Diana Lazar este o persoană potrivită pentru o carieră în politică? Dacă își dorește, așa, probabil că da. Dar ați avut, poate, situații în care prietenii v-au insuflat cumva această idee? Da, sigur. Adică oamenii din jur v-ar vedea potrivită? Am primit asemenea recomandări sau sugestii sau întrebări de multe ori. Chiar așa, mi-am dat singură întrebarea dacă ar fi cazul. Eu nu sunt străină de ceea ce se întâmplă și am o atitudine civică personală la care, deci, nu ascund și eu sunt implicat. Bine, cred că îmi asum această conștiință civică pe care o am. Mi-ar plăcea să fac mai mult. Eu cred că în rolul pe care l-am reușesc cât reușesc, sunt bariere pe care nu le pot trece și nu-mi stă în putere. Dacă aș avea un rol în sensul de a schimba și pe partea cealaltă lucrurile, aș putea să încerc. Cel puțin la moment nu am aceste ambiții politice. Cred că pot să fac foarte mult în ajutorul unor politicieni bravi, din postura în care sunt, și asta am făcut de-a lungul anilor. Ce putem învăța de la Albert Einstein? Da, putem să învățăm, în primul rând, că și timpul este relativ și totul în jurul nostru este relativ. Și putem să învățăm și din creativitatea sa și din ceea ce a lăsat cuvântul său, da, postum, că
totuși ceea ce contează în viață este dragoste, este acest sentiment de căldură, de împlinire, poate eu spuneam mai sus. Fiecare și-l traduce după propria sa personalitate. Și de la Albert Einstein putem să învățăm foarte mult. Dar de ce nu putem să învățăm foarte mult și de la un om înțelept, care nu este Albert Einstein, dar poate este domnul, nu știu, Vasile Tătaru sau nu știu cineva, dintr-un sat oarecare din Moldova. Această înțelepciune o regăsim în oamenii din Republica Moldova, în oamenii de la sate? Sigur că da. Eu țin minte, deci tăticul spunea mai sus că mă lua cu el. Pe mine mă fascina cum oamenii iată, găseau niște cuvinte atât de înțelepte. Eu atunci nu înțelegeam de unde ei găsesc. Îmi părea că eu când o cresc mare, tot așa să fiu, desigur. Dar sunt înțelepți oamenii în Moldova. Eu cred, poate chiar mai înțelepți decât în alte regiuni. Nu știu, asta este impresia mea. De ce omul sfințește locul? Omul sfințește locul prin acțiunile sale, prin ceea ce lasă în urma sa, prin sufletul pe care îl oferă în tot ce face. Nu este deja doar să faci și ai pus o bifă că am făcut, totul este frumușel, curățel și așa mai departe. Trebuie să existe și de ce-ul. De ce tu îl faci? Care este? Ce vrei să transmiți prin aceasta, da? De aceea omul sfințește locul, sigur. Și ar fi bine ca noi, ca și omenire, să sfințim această planetă. Dar vedeți că noi suntem deja 8 miliarde de ieri și planeta noastră și noi suntem în acest context în care am conștientizat că am făcut prea mult, poate prea multe daune. Iată, și la aspect global trebuie să ne gândim. Dar la aspect poate național, individual, ca societate, cât de toleranți suntem noi? Este o lecție pe care am însușit-o sau pe care încă cred avem restanțe? Cred că este răspunsul parcă ar fi să spune că nu suntem suficient de toleranți. Nu suntem suficient. În același timp mi-aduc aminte că sunt atâtea istorii de viață și le întâlnesc practic destul de des când cineva chiar a înfiat pe cineva, poate chiar este de o altă culoare, de ce nu? Și este normal și lumea este atât de inclusiv și atât de iubitoare. Și vedem moldovenii de-ai noștri peste hotare, care din nou sunt mult mai deschiși. Dar la nivel, probabil, de societate încă avem de depășit anumite accepțiuni, pentru că adevărul este că noi tot ne transformăm ca și societate și deseori nu toată lumea ține pasul, dar schimbările acestea ele sunt inevitabile. Ca finalitate, poate, la această discuție, o concluzie este faptul că Diana Lazar este omul empatic care nu vede lumea și oamenii din jur în aceste culori alb-negru și în același timp ne propunem, avem câteva întrebări blitz la care vă rugăm să ne răspundeți poate cu prima replică pe care o vine așa când, ca asociere. Ce vă face să pierdeți controlul? Aglomerarea de activități pe care o am. Dar vă place să controlați lucrurile? Da. Oamenii merită o a doua șansă. Sigur. Dar a treia? Tot. Așa. Când l-ați simțit pe Dumnezeu cel mai aproape? Când am născut primul copil. Primul job? Am fost secretarul curții de arbitraj. Primul job cu acte în regulă, da. Așa, dar pe ce ați dat primii bani? Cred că pe o masă cu prietenii. Așa, da. Bine. Aveți vicii? Da, ca toată lumea. Care ar fi? Adică le puteți spune pe mă uit la televizor. Deseori, prea mult. La filme, de exemplu, pot să stau o zi întreagă să mă uit la filme, dimineața până seara. Cât de tare vă lovesc cuvintele? Mult. Sunteți omul adrenalinei? Da. Așa, de ce? Pentru că îmi dă acest drive din nou, această adrenalină, de fapt, se transferă asupra mea și îmi dă mai mult entuziasm, nu știu cum. Non-conformistă sau omul confortului? Eu sunt echilibrat în sensul ăsta, dar mai mult neconformist decât omul confortului. Războiul a adus multă frică? A adus o nedumerire foarte mare. Nu pot zic că este frică, dar o nedumerire și o revoltă internă foarte mare. Care sunt poate lecțiile pe care aceste crize ni le aduce ca societate? Că trebuie să fim mai uniți, că trebuie să punem în față calitățile umane, în primul rând, de a ne ajuta reciproc, de a ne înțelege, de a fi deschiși, de a fi empatici, de a fi toleranți. Asta. Cum ne unește vinul? Vinul ne unește și ca națiune, dar și pe noi, ca și națiune și popor, la tot ce înseamnă
global. Vinul ne unește și ne scoate în față ce avem mai bun, dacă știm să-l consumăm cu măsură. Vă doriți ca fiicele dumneavoastră să aibă un viitor și profesional în Republica Moldova? Da, de ce nu? Dacă ele își vor dori. Așa, poate și pe viitor. Care ar fi acele lucruri sau acele locuri, mai bine spus, pe care vreți să le vizitați? Aș vrea să ajung în Noua Zeelandă. Noua Zeelandă, de ce? Pentru că este o natură virgină, este o insulă, da, deosebită și ca așezare și pentru care vinuri foarte interesante. Vă mulțumim pentru această discuție, altfel decât în perimetrul emisiunii Obiectiv Comun. Vă mai așteptăm, evident, la noi la TV Moldova. Pentru această emisiune care mi-a trezit niște emoții deosebite și chiar am înțeles încă o dată cât de norocoasă sunt. Este reciproc și cordial. Mulțumim pentru prezență. Vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Acesta a fost un portret obiectiv al doamnei Diana Lazar. O seară frumoasă să aveți. La revedere!